Așteaptă puțin, am un nou. Se aude, se aude, băieții? Gata, da, da. Se aude. Gata, cu tot. A scăpat de compresiv italianul 1-0, 2-0. Da, și etapa trecută pe 2-0. Ușor, ușor începe să marcăm mai mult. Ocazii ne-am creat meci de meci. Dar importante sunt punctele. Chiar dacă nu marcăm mai mult, punctele sunt importante. Greu? Da, este greu. Cu ce echipă este greu. Dacă nu reușesc să marchez cât mai repede, ei vor prinde curaj și se vor închide mult mai bine. Dar a venit acel gol, zic eu, repede, a doua repriză și ne-am descătușat puțin. Asta înseamnă că urmează 3-0, dacă înainte, după 1-0, 2-3. Contează mai mult să câștigăm punctele. Nu contează cu cât le vom câștiga, dar să fim acolo sus în clasament. Urmează două meciuri de fapt. Deci este greu ce fără. Da, corect. Pot să zic că sunt ca două finale, dar până la urmă nu este nimic pierdut și dacă pierdem și dacă cred cu siguranță vom juca să câștigăm. Dar în play-off punctele se vor înjumătăți și cred că fiecare echipă va avea șansa ei. În primul meci colegii vor juca ca să câștige, pentru că din păcate tot stau. Da, așa este. Am luat al patrulea galben astăzi. Îmi pare rău, dar sunt sigur că băieții se vor descurca și fără mine și aștept după aceea meciul cu CFL. Aștept convocarea la echipa națională? Normal, aștept. Atât eu cât și alți colegi de-ai mei. Sperăm să fim cât mai mulți și vom vedea ceva. Pe cine ai luat pe tine? Nu pot să spun eu. Mirel știe și sper să ne anunțe cât mai repede. Are meciuri foarte greu. Cu siguranță, da. Da, orice meci este foarte greu. Important este să câștigăm primul meci pentru a căpăta încredere și să tratăm după aceea meciul cu Germania 100% cu moral mai bun. La turneul final la Tinereț, ce crezi că face? Aveți reprezentanți. Da, sper să fie cât mai să facă meciul cât mai bun acolo, pentru că le țin pumnii de fiecare dată, chiar dacă eu nu am fost acolo, dar sunt cu România oriunde, cu la orice echipe. Ai aflat că fostul tău colegi Vali Mihaile pe lista lui Nacos? Nu am auzit, dar mă bucur. A făcut niște meciuri foarte bune, am văzut de fiecare dată meciurile lui. Sper ca și el, atât el cât și Man, să facă o figură frumoasă, pentru că e important pentru noi ca români. Ai mai ratat atât de mult Nicușor, pentru că în acest an 2021, practic în fiecare ai avut meciul și ocazie. Da, așa este, dar cum am vorbit și cu altcineva din cadrul clubului, mai important sunt punctele, pentru că punctele aduc bani la sfârșit și asta este cel mai important. Un singur gol primit în ultimele 9 meciuri, ceva aproape incredibil. Da, se pare că de când a venit și Mister, chiar și înaintea lui, ne-am organizat mult mai bine pe fază de apărare. Echipele nu prea reușesc să tragă la poartă. Și cred că suntem o echipă foarte bună în fază de apărare în acest moment. Nicușor, eventul și un transfer în Serie A, tot ce dorești pentru 2021? Nu mă mai gândesc la plecare, pentru că m-am gândit atâta timp și n-am plecat nicăieri. Sunt fericit aici, sunt sănătos, familia este bine și îmi doresc să fiu sănătos. Victoria de azi l-a dedicat și Maximilor. Da, asta vreau să zic, vreau să le dedicăm celor din Craiova Maxima, că este o zi importantă pentru ei și le doresc multă sănătate. Mulțumim, Nicușor. Thank you.